Un puternic incendiu s-a produs marți 19 octombrie, în jurul orei 14, la o locuință aflată pe strada Zefirului din municipiul Călăraș. Totul a pornit după ce un copil cu vârsta mai mică de 5 ani s-a jucat cu focul în foișor. Focul a cuprins o bucătărie de vară, foișorul și s-a extins la acoperișul casei pe o suprafață de 50 de metri pătrați. La fața locului s-au deplasat trei echipaje de stingere din cadrul ISU Călăraș, un echipaj SMURD, un echipaj CBRN, poliție și angajații furnizorului de energie electrică și gaze. Incendiul a fost stins după aproximativ 45 de minute, iar pompierii au fost nevoiți să realimenteze mașinile cu apă de la hidranții de pe stradă.